Anchetatorii ucraineni continuă munca la Izium. Au adus la suprafață cadavrele mai multor soldați aruncați într-o groapă comună. Було знайдено 17 тіл вказаних осіб. На вчорашній день було ідентифіковано приблизно 3 особи. На даний час вказані тіла направлені до моргу міста Харкова для проведення судово-медичних досліджень вказаного трупу, встановлення причини смерті, а також відібрання зразків ДНК. Sunt 450 de cadavre îngropate acolo, potrivit oficialilor ucraineni. Majoritatea sunt civili, câteva zeci morți în urma bombardării unui bloc în luna martie. Volodimir este din Izium și a mers în pădurea de pin să-și caute rudele și prietenii. Multe cruci de acolo sunt marcate doar cu numere. Nu știu, bine să știu cine aici pohovani, să nu se затягувалося на місяця. Це мій брат. Жінка його, Яковенко Світлана Сергіївна, під номером 164. І мама мого брата, Яковенко Наталія Іванівна, під номером 174. Locuitorii din Izium nu știau nimic despre această groapă comună. La fel ca în alte orașe, oamenii își îngropau morții din bombardamente în grădinile din fața caselor și blocurilor. На гадзельки вони да, це саме викапували на ту сторону. Шок, у мене шок. Я взагалі перший раз за це слышу. 99% din cei dezgropați la Izium prezintă urme de tortură. Ministrul de externe al Cehiei, țara care deține președinția Consiliului European, a scris pe Twitter că asemenea atacuri împotriva populației civile sunt inacceptabile și a cerut crearea unui tribunal internațional care să judece aceste crime de război. Și ONU va trimite la Izium o echipă de anchetatori care să ajute la identificarea cadavrelor și a circumstanțelor în care au murit. Izium nu este un caz singular. Potrivit unui parlamentar ucrainean, din ce se știe până acum, doar în zonele eliberate din regiunea Harkov, cel puțin 1000 de cetățeni ucraineni au fost torturați și uciși de forțele ruse.